Vedem imagini în direct ani. Din Belgrad, din fața școlii unde a avut loc tragedia de ieri, unde vin oameni să aducă un ultim omagiu celor 9 persoane ucise ieri la această școală. Iartă-mă că te-am întrerupt. Trebuie să, nu neapărat să recunoaștem, dar să conștientizăm că fenomenul violenței a crescut foarte mult în întreaga lume și cu precădere a ajuns și în Europa de Est, o zonă oarecum liniștită din acest punct de vedere în ceea ce privește violența la copii și violența în școli, pentru că aici nu vorbim despre violență în general, despre acte barbare sau despre acte care duc la războaie. Aici vorbim despre o violență juvenilă care are multe cauze, dar iată că pe lângă cauze a ajuns să aibă și efecte devastatoare. Vedem imagini în direct, mulți locuitori din Belgrad vin să aducă un ultim omagiu celor 9 persoane care au fost ucise ieri la școală. Elevii, dar și adulții aduc flori albe în memoria celor 8 elevi uciși ieri la o școală din Belgrad. Au fost foarte multe persoane începând de ieri în fața școlii să aducă flori, vedem cale albe, trandafiri albi, flori în memoria celor 8 elevi uciși ieri și a paznicului ucis și el în atacul sângeros de la școala din Belgrad.